E foarte important să învățăm să mâncăm. Majoritatea oamenilor înfulecă, nu știu să mănânce. Bagă în ei, repede să termine cu lecomie, cu nesat. Deci stai de unde. Mâncarea ar trebui să fie un ceremonial, un ritual, dacă vreți. În primul rând, mestecas supa sau ciorba de 10 ore în gură și friptura sau mâncările tari de 20 de ore. Prima digestie se întâmplă în cavitatea bucală, unde ptialina și enzimele respective transformă alimentele, le fac asimilabile și scotesc stomacul de o muncă în plus. Deci, nu vă gândiți. Al doilea lucru, la toți îmi fac în cărule și în seara asta, văzut, fierbinți. O altă greșeală. Enzimele care sunt sigure, care nu se pot reproduce pe care sintetice, ca vitaminele sau soluri sau mai știu ce alte medicamente, la 40 de grade se distrug. Și ele sunt foarte importante în supraviețuirea noastră, în metabolismul general. Și atunci le omorâm enzimele. Vorbesc de mesele obișnuite. Toți se aduc supa fierbinte și așa. Fiindcă să nu uităm, însăși noi la 42 de grade murim. Iar după principiile și teoretice Ayurveda, fierbintele și recele prea puternic transmite impulsul, informația în ficat și dăunează și ficatului, nu numai sistemului digestiv. Vedeți? Maximum 40 de grade, maximum. Asta se poate cu termometrul mâine, când nu te mai frige, încep să rămâne. Iar temperatura minimă 7-8 grade, nu cum scos din frigider. Fiindcă așa aceasta prea recele transmite.